Secretarul de stat american Mike Pompeo se află în vizită în Orientul Mijlociu, în Israel. David Brody de la CBN călătorește împreună cu Pompeo. Chris Mitchell și David Brody au discutat cu Mike Pompeo despre credința sa creștină și despre susținerea masivă a țării evreiești de către președintele Trump. Mergând cu fermitate spre ușă, Mike Pompeo este o persoană determinată. Împreună cu șeful biroului de știri din Ierusalim, Chris Mitchell, am avut oportunitatea de a-i lua un interviu. Am vorbit despre politică, despre tactici și despre viața spirituală, mai ales pentru un creștin devotat în țara sfântă. Zidul plângerii a fost acolo, în fața dumneavoastră. Ce ați simțit în acel moment? A fost un moment deosebit să fiu acolo cu primul ministru al Israelului și cu ambasadorul Statelor Unite în Israel. A fost un moment important. A fost un moment deosebit pentru mine în calitate de creștin. A fost un moment deosebit pentru a demonstra angajamentul Statelor Unite pentru această democrație, pentru Israel. Trump a demonstrat acest angajament profund anunțând pe Twitter, bineînțeles, că este timpul ca SUA să recunoască pe deplin suveranitatea deplină a Israelului asupra înălțimilor Golan, un teritoriu mult disputat. A fost o decizie îmbucurătoare pentru prim-ministrul israelian. Am reușit din nou. Mai întâi, Statele Unite ale Americii au recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. Au mutat ambasada Statelor Unite ale Americii la Ierusalim s-au retras din tratatul dezastros cu Iranul și au impus sancțiuni. Netanyahu a spus că acesta este un miracol de purim, în timp ce evreii din întreaga lume celebrează că Dumnezeu i-a salvat prin estera de răutatea lui Haman și de persani. Dat fiind faptul că persanii din Irak îi amenință și în prezent, iar Trump susține Israelul prin diverse acțiuni, se ivește următoarea întrebare. Este posibil ca președintele Trump să fi fost chemat pentru o vreme ca aceasta, precum Estera, pentru a salva poporul evreu de pericolul Iranului. Fiind creștin, cred că este posibil. A fost remarcabil. Am fost în tuneluri pentru a vedea istoria credinței remarcabile de acum 2000-3000 de ani. A fost remarcabil să văd istoria credinței noastre și munca depusă de administrația noastră pentru a păstra democrația în acest stat evreiesc din Orientul Mijlociu. Sunt convins că Domnul lucrează aici. În ciuda beneficiilor primite de Israel de la această administrație, se va plăti un preț pentru mult așteptatul plan de pace din Orientul Mijlociu? Ce puteți spune despre a plana temerile oamenilor cu privire la împărțirea Ierusalimului cu ocazia planului de pace? So I, I've seen... Am văzut detaliile planului. Sunt convins că se vor face modificări, dar evanghelicii și lumea trebuie să știe că aceasta este o viziune care poate duce în cele din urmă la soluționarea conflictului. Cred că acest plan prezintă o viziune în această privință, dar nu va sacrifica niciunul din principiile de bază. În ce privește statul evreu, atacurile sunt un stil de viață. Recent, antisemitismul a reapărut în întreaga lume, chiar și în Partidul Democrat. Ilhan Omar, membră a Congresului, a devenit ținta atacurilor din cauza unor replici. În ce măsură vă îngrijorează reapariția antisemitismului în întreaga lume și chiar în Partidul Democrat? Modul în care Ilham Omar a vorbit despre antisemitism îngrijorează. Această administrație spune adevărul. Antisemitismul este de neacceptat sub nicio formă din partea oricărei persoane, dar este oribil când aceasta vine din partea unui lider al Americii. O altă preocupare, mai ales în rândul evanghelicilor, îl reprezintă anunțul făcut de președintele Trump de a retrage trupele din Siria, deoarece creștinii și mulți alții din regiune au devenit țintele teroriștilor. De atunci, administrația a anunțat că prezența militară rămâne. Secretarul de stat a întărit acest anunț în timpul conversației noastre. Statele Unite intenționează să rămână. În curând vom distruge califatul. Vom face asta în scurt timp. Această muncă nu este pentru oameni fricoși, însă vestea cea bună, să spun așa, este faptul că Pompeo își are rădăcinile în cel mai important lucru. Sarcina mea este formată de credința mea în Iisus Hristos ca mântuitor. Nu îmi dă răspunsurile pe care le caut în fiecare zi, dar mă ajută să tratez fiecare om cu demnitate și respect, așa cum trebuie să o fac creștinii pentru a fi la înălțimea acelui standard. Mă ajută în formarea mentalității mele despre lume.